Iona Popescu din Brastavățu, județul Olt, deține câțiva ari cu viță de vie chiar în curte. Din cauza vremii, strugurii sunt puțini și mici, seceta împiedicând dezvoltarea lor. Deși mică, producția a fost diminuată și de păsările cerului, susține femeia. E foarte prostă producția, pentru că nu a plouat, a fost secetă. Am avut 1001, am mâncat-o grauri. Și acum ce mai culegeți? Și acum culegem ce am mai rămas. Un ananas, o albă, astea sunt. Dacă a fost secetă, ploi n-a fost, dar ei trebuia ploaie, apă. Specialiștii susțin că pe plantațiile cu viță de vie nobilă, producțiile sunt anul acesta mai bune decât în 2022. În plus, și vinul va fi mai bun decât cel de anul trecut, mai spun aceștia. Avem o suprafață de 6.770 de hectare de viță de vie. Până la această dată, noi am recoltat din ele 2.000 de hectare. Producția este bună, să zic între 7.000 și 9.000 de kilograme la hectar. Din discuțiile cu fermierii, mai bună decât anul trecut. La nivelul județului Olt, în ultimii ani au fost înlocuiți mii de butași de viță de vie. Totul s-a făcut cu sprijinul financiar al statului, care a încurajat reconversia cu soiuri nobile, mult mai rezistente la actualele condiții meteo, dar și mai productive. În anul 2022 am avut suprafața de 49 de hectare de viță de vie în reconversie, în valoare totală de un sprijin de 670.000 de euro, iar anul acesta avem 2,78 hectare într-o reconversie depusă. Să sperăm că mai primim de la fermierii solicitări. Cele mai mari suprafețe cu viță de vie din județul Olt sunt în zona de nord, pe raza localităților Sâmburești, Verguleasa, Vitomirești și Dobroteasa. Aici se produc și câteva soiuri cunoscute și medaliate la concursuri internaționale.